El avea obligația să anunțe, conform fișei postului, articolul 18, scrie foarte clar. Este obligat să comunice imediat superiorului ierarhic, telefonic sau prin orice mijloace, orice eveniment de circulație în care este implicat. Deci nu am avut cunoștință de asemenea. Probabil, viceprimarul meu, întâmplarea nefericită că nu este acum prezent, bine, mâine a servit că a fost 5 zile plecat în cealaltă din concediu, dar se poate vedea că, mă rog, prin foile de parcurs, probabil că prin fișa de protecție a muncii, el probabil că a avut acest curaj și să chiar nu pot să-mi explic. Pe de o parte, pe de altă parte, Deci el a fost la muncă în și toată această perioadă. eu cunosc că a fost la muncă toată această perioadă. Dacă o să iau și fata de la resurse umane să-i luați o declarație ca să fie mai concretă situația. În al doilea rând, vreau să vă spun că el își desfășoară activitatea la școală. Adică, însă, prin fișa postului, scrie și prin contractul de muncă, spune foarte clar, uitați, locul de muncă, activitatea se desfășoară la compartimentul de servire instituții de învățământ, școala gimnazială Virgil Calautescu din Bascov. Deci își desfășoară, vine aici, e șoferul nostru pe stat, dar microbuzul școlar, fiind parcat în curtea școlii, desfășoară activitatea în școală, ia copiii, îi aduce și, mă rog, așa cum a specificat, eu nu am cunoștință de acest aspect. De fapt, Cum vi se tot pare șo tot gestul șo lui de a conduce cu eu permisul zic că e un suspendat? gest ieșit din comun, un gest nebunesc, mai ales că ai folosit un microbus școlar, un microbus cu copii, deci nu știu ce să vă spun. Chiar eu mâine o să vină și viceprimarul și împreună cu juristul, secretarul primăriei, deci conform legii și contractului și fișei postului, o să-l bag în comisia disciplină și cred că o să mergem până la desfacerea contractului de muncă.